Persoanele care au solicitat Direcției de Asistență Socială DEVA atribuirea unei locuințe sociale mai au la dispoziție doar o săptămână pentru actualizarea dosarelor cu documente în vederea întocmirii listei de priorități valabilă pentru anul 2023. Termenul limită este luni 31 octombrie 2022. Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială DEVA, strada Ile Caragiale numărul 4, biroul Fond Locativ, locuințe sociale, după următorul program. De luni până joi între orele 8 și 11, 14 și 16, vineri între orele 8 și 11. Lista actelor necesare pentru actualizarea dosarelor poate fi consultată pe site-ul primăriei www.primariadeva.ro, secțiunea de servicii publice, Direcția de Asistență Socială, Locuințe Sociale. Important, dosarele neactualizate până în data de 31 octombrie 2022 nu vor fi incluse în lista de priorități pentru 2023. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755 878 380, 0737 036 002 sau 0254 21 18030, de luni până joi între 8 și 16.30 și vineri între 8 și 14. Potrivit reprezentanților biroului Fond Locativ, peste 700 de persoane din municipiul Deva au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale și doar 95 dintre solicitanți și-au actualizat documentele până la această dată.